Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă invit să facem comparația între două state. Am ales Franța și Germania. Din punct de vedere al poziției geografice, Franța este situată în Europa Vestică, în timp ce Germania se află în Europa Centrală. Ambele țări au ieșire la mare. Sunt țări vecine, având graniță comună pe o distanță de 450 de km. Franța ocupă o suprafață de aproape două ori mai mare decât Germania. Relieful celor două țări este variat, altitudinile crescând de la nord spre sud. Altitudinea medie este mai ridicată în Franța, 375 de metri, decât în Germania, 263 de metri. Altitudinea maximă în Franța este de 4807 metri, în timp ce în Germania este de 2962 de metri. În ambele țări întâlnim masive muntoase vechi hercinice. Masivul central francez, munții Jura și munții Vosci în Franța, munții Harz, munții Metaliferi și munții Pădurea Neagră în Germania. Munții Alpi reprezintă unitate de relief care se desfășoare pe teritoriul ambelor state. În sud-estul Franței și în sudul Germaniei, unde sunt numiți Alpii Bavariei. Ambele țări au o rețea hidrografică bogată. În Germania, cele mai importante ape curgătoare sunt legate printr-un sistem complex de canale. În Franța, clima este temperat oceanică, cu excepția sudului, unde clima este mediteraneană. În Germania, clima este temperată de tranziție, cu influențe oceanice în vest și continentale în est. În aceste două tabele, observați date meteorologice înregistrate la Paris și Berlin, capitalele celor două țări. În cele două țări, predomină pădurile de foioase, cu excepția sudului Franței, unde vegetația este mediteraneană, și întâlnim aici formațiuni vegetale de Machis și Gariga, pe care le puteți observa în imaginea din stânga. Germania este situată pe locul al doilea după numărul de locuitori în Europa, în timp ce Franța ocupă locul al patrulea. Densitatea populației în Germania este de două ori mai mare decât în Franța. În ceea ce privește răspândirea populației pe medii de locuire, în Franța, 82% din populație trăiește în mediul urban, în timp ce în Germania doar 76%. Cele două țări sunt printre cele mai mari putere economice din Europa, bazându-se pe sectorul serviciilor și celelalte sectoare economice sunt dezvoltate. În timp ce Franța este cea mai mare putere agricolă a Uniunii Europene, Germania se află pe primul loc la construcțiile de mașini. Alege alte două țări europene și fă o comparație între acestea, identificând cel puțin două asemănări și două deosebiri. Îți doresc succes!